Ce faci, Fadă? Fadă! Oameni, tu! Vai, ce mă bucur să te văd! Și eu, vai! Așa, dragilor, de ce m-ați chemat? Ce veste mare aveți pentru mine? Da. Deci, m-a cerut. Ce mă bucur! Mă bucur pentru tine cum se bucură un stelist pentru Dinamo. Fată, felicitări! Mersi, fată! Nici n-ai idee ce entuziasmată sunt, nici n-ai idee! Chiar că nu ai, că pe tine nu te-a cerut nimeni. Da, deci trebuie să-mi spuneți tot. Cum a fost? Cum s-a întâmplat? Că fix asta vreau să știu eu, numai de asta nu pot eu. Fii atentă să-ți povestesc. Că sigur ai să mor de ciudă, mai ales după cum te știu eu. Ia! Am fost în vacanță la Paris! Wow! Tu te îngură fix la Paris, unde spuneam eu că vreau să fiu cerută? Da, eu am fost prima cu ideea oricum. Așa, și nu mă așteptam deloc. Nu te așteptai? Marș, pe cine dracu crezi că minți că erai disperată, ce dacă nici acum mă cere mor de inimă? Nu, deloc nu mă așteptam. Iauzi! Dar la ce te așteptai când te-a dus la turnul Eiffel? Să dați o tablă? Mai faci pe aproasta. Așa, și-am urcat sus în turnul Eiffel. Iauzi! Și am văzut că el este atât de emoționat și transpirase. Săracul! Ce drăguț! Al meu transpiră doar când se duce la baie, se cace. Și cum stăteam noi acolo așa în vârf, deodată el s-a plecat să-și lege și returile. Wow! Și tu nici atunci nu te-ai prins ce vrea să facă. Deșteaptă rău, ce să zic. Și atunci m-am uitat și am văzut că el își dore și returi. Incredibil! Ce poveste plictisitoare! Parcă văd doi melci că se întrec. Doi melci, dar eu sunt primul melc, ăla care câștigă întrecerea. Și când mi-am dat seama, am început să plâng. Cum o să încep și eu dacă mai povestești multe detalii plictisitoare? Și toată lumea se uita la noi și aplauda. E, știu, acum mor de ciudă să auzi asta. Extraordinar! Și unii au și filmat și au pus pe net. Și avem foarte multe vizualizări. Foarte, ce norocoasă ești! Să vedem acum câte vizualizări faceți la divorț, că promit că pe ăla eu îl filmez. Deci, fată, sunt atât de fericită. E, nu neapărat că mă căsătoresc, dar mai mult când știu că altele mor de invidie. Nu zic cine. Persoanele de față se includ. Fata, să știi că și eu sunt foarte fericită pentru tine. Cam la fel de fericită ca atunci când ți-ai luat mașină mai scumpă ca a mea și voiam să-ți fac pană. Păi oricum ești obișnuită cu penele la ce față de papagalai. Și când o să fie nunta? Ca să știu să-mi iau vacanță să nu vin intenționat. Păi eu nu am decis că ne grăbim. Adică nu ați prins loc la restaurant, nu? Nu, pentru că eu am să am o nuntă mare, fiindcă eu am mulți prieteni, nu ca altele care sunt singure și triste că nu au prieteni. Nici la singular, nici la plural. Oricum, fata, o să fiu super mireasă. Dacă mai scap de kilogramele alea în plus. Mulțumesc! Păi și dacă mai pun 10 kg, tot mai mișto o să fiu decât tine, pentru că eu pur și simplu o să fiu. Ce să zic? Felicitări! Dar, fata, destul despre noi. Spune-ne tu ce ai mai făcut. Fata, eu n-am mai făcut nimic. Mi-am luat casă, pe dormanță. Wow! Felicitări! Tu te-ai în gură că ziceai că te-ai lăsat de video. Ce? Ce tu ziceai că te-ai lăsat de divorțul, dar văd că iar te căsătorești. Mulțumesc, fată. Fată, îți mulțumesc, ești atât de drăguță. Mulțumesc și eu, dragă, ești o scumpă. Nu, tu ești o scumpă. Nu, tu ești o scumpă. Nu, tu ești o scumpă. Vai, dar nu mai pot de dragul tău. Deci tu, eu mor de dragul tău, nu mai pot. Deci eu mor de dragul tău, prima. Eu mor de dragul tău. Nu, eu mor de dragul tău. Ok, fetele, mă duc până la baie cât timp mai vorbiți voi, vă mai las, da? Fate, deci cum ziceam? Mor de dragul tău! Eu mor de dragul tău! Deci am murit! Dragă, eu am murit de dragul tău!
Alo, ce mai bus? Da, da, fii atent, hai să dau o veste. Mă căsăresc. Ia-o-ți, bus, ce prost ești, te-a încălțat. Ce trecuți trebuie voi ție? Da, da, da. Bravo, tată, na. Da, da, bine, 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 hai, vorbim. Nu știu, ne vedem la bucă. Ce trecuți, mă, nu poate să bucure și băieții pentru mine cum se bucură femeile dintre ele.